Pacienții din spitalele din Ilfov vor participa la ședințe de terapie cu câini, care le vor oferi beneficii fizice și emoționale și vor accelera procesul de vindecare în cadrul proiectului Am grijă de tine, implementat de Consiliul Județean Ilfov în colaborare cu Asociația Clubul Câinilor Utilitari. Câinii de terapie vor merge periodic la pacienții de la Spitalul Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea și Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu. O ședință de terapie asistată de animale durează în medie o oră. Câinii sunt special antrenați și evaluați des. Mulți dintre câinii folosiți pentru terapie sunt salvați de pe străzi. Hilde Tudora, șef birou Protecția Animalelor, a punctat că acest proiect a fost preluat de peste hotare și că în multe state câinii de terapie sunt parte integrată în tratament medical. Nu trebuie să ne fie rușine să ne uităm la alții cum fac și să preluăm și noi. E ceva complet normal. Toată lumea a primit această idee cu entuziasm. Nu e nicio implicare financiară. Practic, nu ne costă nimic să facem bine, a spus Hilde Tudora. Luciana Manolescu, psiholog la Clubul Câinilor Utilitari, a declarat că terapia asistată de animale reduce stresul și anxietatea, îmbunătățește starea de spirit, crește stima de sine, îmbunătățește abilitățile sociale, reduce sentimentul de izolare și ajută oamenii să se concentreze mai bine. Animalele de companie pot ajuta la o funcționare mai bună a creierului, mai ales la copii, dar și la ameliorarea unor afecțiuni precum demența și depresia. În cadrul ultimelor studii a fost descoperită o îmbunătățire a activității cerebrale în cazul pacienților cu demență, cu depresie și cu sindrom post-traumatic. Multe terapii care includ câinii și alte animale de companie arată efecte benefice la nivel neurologic, relatează Antena 3.ro.